Dacă veți primi rezumat, trebuie să fiți atenți să vă încadrați în, între limitele pe care le aveți acolo precizate, 100-150 de cuvinte de obicei, deci în mod normal ar trebui să aveți între 10 și 15 rânduri și la redactare aici, în loc de punctul ăla pentru paragrafe, se include punctul pentru limita asta de cuvinte, apoi Formulați ideile importante, Menționați personajele care dovedesc că ați înțeles textul, prezentați evenimentele în ordine logică, da, în succesiunea lor din text și respectați regulile rezumatului, adică prezentați la persoana a treia, transformați vorbirea directă în vorbire indirectă, prezentați cu propriile cuvinte, nu folosiți citate. Folosiți un ton neutru, obiectiv, nu folosiți elemente care țin de analiză literară, nu autorul, personajul, altceva și fiți atenți la timpuri. Folosiți prezentul, eventual perfectul compus sau un alt timp trecut, dacă e nevoie, dar nu oscilați, nu schimbați, nu alternați o multitudine de timpuri verbale. Și cam atât. Deci, în mod normal, aici, la rezumat, chiar ați avea, ați avea timp să vă scoateți ideile principale pe o ciornă și apoi să le legați, dacă vă este mai ușor așa. Deci, există modalități prin care uh, puteți face asta, dar să fiți atenți să nu devină povestire.